Mulți m-ați întrebat de foarte multe ori, bă, cum filmezi cu OBS? Ce setări ai la OBS? Studio, broadcaster și așa mai departe. Am zis să fac un tutorial foarte serios în care să vă învăț pe înțelesul tuturor cum să folosiți acest program de filmat, care, în opinia mea, este foarte bun. Să trecem direct la treabă. Eu am pornit așa două OBS-uri. Cu ăsta deja filmez și iar cu ăsta o să vă prezint. Dacă vei și te arăta, ar fi superb. Ah, da, cu ăsta deja filmez, se pare. Ok, ăsta e. Bun, noi nu avem chestiile astea. Aici e... Nu există, ok? Dați pe add, scena voastră, scena mea. Și pac, asta va apare. Bă, dar cum filmezi desktop-ul? Add. Mi se pare că dai pe Windows Capture, dacă nu așa. Exact, pe Win... Nu, asta e să cuprinzi o fereastră. Deci doar o fereastră să cuprinzi. Uite, și eu acum filmez OBS-ul. Am greșit eu aici, îmi pare rău. Display Capture, asta este display-ul filmați. După cum vedeți, eu am un monitor pătrățos, frate. Și o să o vad așa. Bă, dar cole cum fac? Țineți apăsat pe Shift. În partea de sus, trageți cu clicul în jos. Țineți în continuare apăsat pe Shift pentru a-l remodela. Dacă priviți, se întâmplă fără Shift. Vedeți? Deci fără Shift se face așa. Cu Shift, ia să vedem cum se face. Ați înțeles ideea? Deci puteți să modelați pe rezoluția dorită. Mă refer la rezoluția pe care vrei tu să filmezi. Cam așa filmezi tu desktop-ul. Și stai puțin așa. Să fac eu o șmecherie. Că... Așa, perfect. Stai că voiam să opresc puțin ăsta. Ce este și obiectul meu acolo? Nu, e bine. E bine, frate. Bun. Și cu asta puteți să intrați direct în jocul doriți să vă jucați. Ca să vă zic sincer. Cum filmați jocul? Fac. Dați pe Game Capture. Și în funcție de ce jocuri o să aveți voi deschise, dați pe Capture specific Window. Aici în rulare n-am niciun joc din păcate. O să-l alegeți voi. O ramă foarte importantă, dați-ți pe Full Scaling și pentru a filma 720p folosiți 1280p720. Asta în cazul în care n-aveți un monitor Full HD. Pentru monitorul Full HD 1920x1080. Asta e rezoluția pentru 1080p. Sper că m-am făcut înțeles. Ok. Nu pe fața lui Transparency și restul. Puteți de asemenea să... Ăsta, să le redenumiți. De exemplu, ăsta este GTA 7. Pac, te-ai prins tu, ok? Sincer, n-am folosit niciodată Audio Input Capture și Audio Output Capture. Am folosit acest browser source. Și cu acest browser source o să vă învăț eu care este șmecheria. Puteți să puneți un link de la site. Nu știu dacă merge și ăsta. Ia să vedem dacă merge. Sincer, nu l-am testat și de aia zic. De exemplu, pun pe ăsta. Pune rezoluția 1280x720 60 fps-uri. Ok. Și se pare că a apărut asta de la Google. Foarte interesant. Asta este pusă mai mult pentru site-urile de donații. Asta, TypeSim, o să vă învăț în alt tutorial cum să îl folosiți. Eu o să încerc să vă explic cât de repede și motamo pot. Ați înțeles? Așa. Aici la Scene Creator, eu am deja o scenă făcută, frate. Am dat pe ea. Și ce am lucrat eu aici? Ok? Am dat eu pe Launch, am copiat linkul.
Bine, l-am copiat cu control și C în același timp. Merge nou în programul nostru de filmat, frate. Dăm dublu click, înlocuim linkul. Și o să ne apară ce am muncit noi în TypeStream. Priviți, dărcușor, goal-ul, cine s-a abonat. Bine, eu am modificat astea. Vai, în alt tutorial o să discutăm despre aceste chestii. Ok, ăsta e TypeStream. Image este să pui o imagine, color source-ul, sincer n-am încercat, cred că este un chroma key, nu un chroma key. Ba da, un chroma key, de exemplu dacă tu ai peretele ăla, cum pielea mea se numește, frate. Nu mă bag. Nici asta cu slideshow, dar cam știu ce este. Camera n-am folosit-o, media source-ul n-a avut nevoie, scena n-am folosit-o, live, Aha, schimbați celele. Text foarte simplu de folosit. Scrie tutorial. Selectăm un font. Azut, pac, super tare. Și aveți aici culorile, de exemplu, plus culoarea asta, opacitate, adică cât de clară să fie scrisul, cât de clar să fie. Background color, bun, și noi ăsta. Background opacity. Așa. Aliniat o să fie spre stânga și să fie aranjat sus. Outline. Ah, ok, am înțeles. Și chat log mode, adică să se desfășoare ca un tren, dacă înțelegi ce vreau să zic. Use text, nu știu ce, asta nu vreau, nu să o folosesc. Văd că ne-a apărut aici, cu shift tot așa o fac așa, bine, el le dau un tutorial acum, nu o să vă apuc să o fac pe scena voastră din obvious, sper că ne-am înțeles. Video Capture Device, asta este camera web a dumneavoastră și n-am chef să vă arăt acum fățăul că sunt despuiat. Și asta habar n-am ce este, free time. Am dat pe ok și se pare că sunt pregătit să iau crash, nu? Se pare că nu. Deci se pare că tot o fel de text este și asta. Nu l-am folosit în viața mea. Acum setările, frate, pentru că este foarte important din ce am observat. Astea sunt setările mele. Eu țin de obicei pe tema asta întunecată. Default este tema asta, e cam țipătoare. Setările pentru stream, o să mă văd și cum să faceți stream pe YouTube, dar dați pe Stream Services, pe YouTube Gaming, pe Primary și ce o să aveți un stream key. Stream key-ul îl găsiți aici, o să dați pe afișează și o să copiați porcăria aia. Ok, sper că ne-am înțeles. Bun. Ăsta încă merge, e bun. Aici la streaming eu am avut niște probleme. Eu l-am avut pe Advanced, dar și pe simplu era mai ok. Stele pentru filmat. Audio-ul nu am umblat la el, decât dacă da și vreau să-l pun pe 48. Aici am microfonul meu. Stele video. Important dacă vreți să îl puneți peste 120 FPS-uri, trebuie să dați pe Inter FPS value. Dar o să vă cam mănânce. Am aici hotkey-uri, este foarte ajutător programul dacă vrei să faci, dacă vrei să mai scapi de un edit, una, două. Bun, setările sau eu o să vi le las în descriere sau în comentariu fixat, să le luați și voi, pentru că mulți mi le-ați cerut. Așa, dau și eu pe un ok. Și dacă am dat un start recording și filmăm puțin, o să salveze unde l-am redirecționat eu se pună. Nu este foarte greu să filmați cu acest program, mă, dragi prieteni. Site-ul de pe care puteți să-l luați, OBS Studio, este acesta. O să-l aveți de asemenea și pe acesta în descriere. Dacă mai vreți tutoriale, nu ezitați să vă arătați feedback-ul pozitiv față de acest tutorial. Și noi probabil o să ne reauzim cu tutorialul următor. Ce o să fie, habar n-am în opinia mea. Mă gândeam să fac cum pui un crosshair pe SAMP. Nu, cum să pui mai multe ținte pe SAMP. Sau cum să faci stream pe YouTube,
sau I don't know, rămâne la alegerea voastră tot una. Ce aveți voi nevoie, planul? Hai că noi deja avem ceva minuțele filmate, ne reauzim la episodul următor. Nu uitați să vă abonați la canal, să fiți un dărcușor dacă sunteți, vă mai abonați toată, ok? Hai, v-am pat, nu uitați să propuneți următorul tutorial în comentarii, salut!